Lupuș schimbă blana, dar caracterul ba este și cazul unui bărbat de 34 de ani cu antecedente penale reținut în capitală după ce ar fi dat spargerea într-un garaj. Acesta ar fi furat de acolo un aparat de sudat, un compresor, dar și alte instrumente pentru construcții. Căutările suspectului au început după ce proprietarul garajului aflat pe strada pietrarilor din cartierul telecentru al capitalei a anunțat că cineva i-ar fi furat bunurile provocându-i un prejudiciu de 8.680 de lei. După un șir de căutări, bănuitul a fost reținut. La audier, el și-ar fi recunoscut vina și a declarat că a vândut instrumentele sustrase, iar banii i-a cheltuit în scopuri personale. Ce ai fost adus la inspectoratul de poliție centru? Am făcut niște instrumente. De unde ai furat instrumentele? Și ce, ce ai făcut cu instrumentele cele? Le-am vândut. Vina să o recunoști? Da. Oamenii lege au reușit să găsească și bunurile sustrase care urmează a fi returnate proprietarului. Acum, recidivistul originar din Raigonul Hâncești este cercetat penal pentru furt, iar dacă vina lui va fi demonstrată, el riscă detenție pe un termen de până la patru ani.